Locuitorii din cartierul Mamaia Sat, care aparține de primăria Năvodare, alături de membrii ai grupului Baricada Verde, au protestat duminica trecută față de construcțiile care se realizează în zonă, în apropierea lacului Siudghiol, despre care acuză că sunt abuzive. Despre protestul de la intrarea din Mamaia Sat și despre alte probleme cu care se confruntă năvodărenii, discutăm astăzi cu Ștefan Antonaru, locuitor al cartierului Mamaia Sat. Bună seara și bine ați venit în jurnal! Bună seara, bine v-am găsit! Care sunt principalele motive pentru care ați protestat duminică? În duminică am protestat alături de locuitorii din Mamaia Sat, dar și al Asociației Baricada Verde, pentru distrugerea lacului Siudghiol. Primăria Năvodari ori este complice, ori este incapabilă să oprească construcțiile din lacul Siudghiol. Ce se întâmplă? Au venit utilajele, au început să scoată stuful din lac și au turnat pământ pentru a realiza construcții pe malul lacului sau în lac. Nu știu exact dacă sunt pe mal sau sunt în lac. Ideea este că lacul Siudghiol este protejat prin programul Natura 2000. Acolo trăiesc 31 de specii de păsări pe cale de dispariție. Și iar în sezonul migrator vin aproximativ 20.000 de exemplare. Noi am protestat față de autorități pentru că ele nu iau nicio măsură. În Mamaia Sat, dar și în Mamaia Nord, sunt o groază de probleme care arată că autoritățile au uitat această zonă. Nu există canalizare, nu există asfalt, nu există lucruri elementare în cartierul nostru și în multe alte cartiere din orașul Năvodari. Ideea este că autoritățile s-au concentrat doar pe centrul orașului Năvodari, unde cred ei că acolo sunt votanții. Dar toată zona Mamaia Nord s-a dezvoltat foarte rapid, s-au construit peste 100 de blocuri. Dar autoritățile nu fac nimic în sensul acesta. Cu toate acestea, autoritățile susțin că s-au respectat prevederile legale în ceea ce privește construcția în zona respectivă. Da, autoritățile susțin că s-au respectat reglementările, dar noi vedem efectiv excavatoarele cum scot stuful din lac, vedem betonierele cum toarnă beton direct în lac, vedem, sunt filmări cu construcțiile construite după ce s-a împins malul lacului. Cum s-a ajuns aici? Că totuși s-a ajuns departe, vorbim aici de o problemă care s-a creat în mai mult timp. Ideea este că autoritățile locale sunt responsabile pentru acest lucru. Ele au fost incapabile să oprească acest fenomen sau poate au fost chiar complice la distrugerea lacului și distrugerea zonei. În zonă s-au construit foarte mult. Construcțiile sunt haotice. De exemplu, autoritățile locale nu au un plan. Nu au un plan de dezvoltare pe termen lung al orașului. Se ghidează după un plan urbanistic general din 1994. Noi suntem în 2020 acum. Deci nu au viziune, au pic de viziune. Rețelele care există un plan urbanistic zonal? Există mai multe planuri urbanistice zonale, dar ele nu sunt respectate. De exemplu, un plan urbanistic zonal scrie ca toate construcțiile să fie pe plus 4. Scrie ca începând cu 15 mai și până la 15 septembrie să nu se construiască nimic, pentru că este sezonul turistic. Scrie să avem spațiu verde, scrie să avem parcări, scrie foarte multe în planul urbanistic, dar el nu se respectă. Tocmai asta este problema în Năvodari. Legile sunt, dar ele nu sunt respectate și autoritățile locale nu veghează la aplicarea legilor. Care credeți că sunt soluțiile? Credeți că se poate rezolva această problemă? Această problemă cu siguranță se poate rezolva, dar nu cu autoritățile locale de acum. Ele sunt blocate în trecut, nu au pic de viziune. Nu sunt capabile să dezvolte orașul. Marile orașe sau și micile orașe din afară se întrec între ele să atragă tineri, să atragă investitori, să atragă oameni. Totuși s-a înregistrat o dezvoltare imobiliară în zonă. S-a înregistrat o dezvoltare imobiliară, dar ei nu au un plan de dezvoltare. Nu știu cum să atragă noi locuitori. Nu știu cum să atragă să creeze locuri noi de muncă. Pur și simplu sunt blocați în trecut. Viitorul ne bate la ușă. Acum se livrează colete cu drone. Iar noi la Năvodar promitem că facem canalizare și asfalt. Asta e tot ce am putut să facem. Când astea ar trebui să existe oricum. Sunt niște lucruri elementare. Sunt suficiente spații verzi? Știu că e o întrebare retorică. Nu sunt suficiente spații verzi în Năvodari. Iarăși, altă greșeală a autorităților locale în Mamaia Nord, Mamaia Sat și alte cartiere.
Ei nu au păstrat terenuri și nu au stabilit destinația terenului ca fiind de spațiu verde, ca fiind de parc sau alte lucruri, de locuri de joacă elementare pentru o comunitate. Deci ei au vândut și au concesionat tot. Deci dumneavoastră considerați că principala soluție ar fi schimbarea administrației. Să spunem că nu se schimbă administrația. Ce alte soluții există? Aplicarea legii. Dar administrația actuală nu o poate aplica. Sunt, de exemplu, sunt reglementări noi de care ei nici nu știu. Un subiect care pentru ei poate e nou, ambrozia. 5,35% din oameni suferă de alergie la ambrozie. Da? Asta înseamnă că peste 2000 de nevădăreni. Ambrozia este percepută de corpul uman ca fiind un virus și pur și simplu tu ai simptomele unei gripe 3 luni la rând. Autoritățile locale sunt obligate să stopeze dezvoltarea ambroziei, trebuie să facă comisii, să meargă pe teren și să aplice amenzi și efectiv să smulgă buruienile. Nu a făcut nimic pentru 2000 de cetățeni ai orașului Năvodari. Plus multe alte lucruri noi, reglementări noi. Ce alte probleme credeți că mai există la ora actuală în orașul Năvodari și în zona Mamaia Sat? Pentru că nu au planul urbanistic general și nu au o viziune de dezvoltare. De exemplu, în zonele de case au început să construiască blocuri, dar rețelele nu pot suporta. Rețelele de apă nu vor mai avea presiune la... va urca apa până la etajul 1, deja asta se întâmplă. Rețelele de canalizare nu pot prelua tot. Rețelele electrice vor trebui schimbate cabluri și tot așa, pentru că nu au o viziune. Locuitorii orașului și-au exprimat nemulțumirea în nenumărate rânduri referitor la spațiile verzi. Există un parc acolo, dar nu are prea multă verdeață. În Mamaia Sat nu există. În Năvodari. În Năvodari există un parc. Trebuie să existe mult mai multe parcuri. De exemplu, acum Uniunea Europeană, prin pactul Green Deal, va investi 1000 de miliarde de euro în dezvoltarea naturii, în absorbirea CO2-ului produs. Astfel, peste 10 ani, noi trebuie să absorbim CO2 cât producem. Asta înseamnă foarte multe spații verzi, foarte mulți pomi, dar la Năvodar noi distrugem natura, distrugem lacul, distrugem marea, nu păstrăm locuri pentru spații verzi, nu plantăm copaci, nu facem nimic. Punctual, de ce ar avea nevoie Năvodariul ca zonă să prospere? Năvodariul ar avea în primul rând nevoie... În 10 ani, să spunem. În primul rând are nevoie de infrastructură și în al doilea rând are nevoie să atragă oameni noi. Avem nevoie să ne atragem tinerii înapoi, avem nevoie să ne atragem pe cei plecați la muncă în străinătate, să le creăm condițiile celorlalte orașe din afară. Pentru asta înseamnă să ai o viziune, pentru asta înseamnă să vină oameni tineri, oameni capabili, nu blocați în trecut. Să nu rămânem în epoca dosarului cu șină. Domnule Antonaru, vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Și eu vă mulțumesc.